citește și crește. Cel mai frumos cadou din lume. O poveste scrisă de Mark Spearing, ilustrații Lucy Fleming, editura Univers Enciclopedic. Era dimineața zilei de Crăciun, iar sub bradul împodobit mai rămăsese un singur cadou. Pompariu că este pentru mine, a spus vesele Esmi. Ba, pentru mine, a stricat bucuros ursul. Dar când s-au întins amândoi după cadoul frumos împachetat în hârtie roșie, au descoperit ceva cu totul surprinzător. Acesta nu era nici pentru Esmi, nici pentru urs. Pe etichetă scria: pentru iepurica cea poznașă, cu drag, Moș Crăciun. Ei bine, a spus Esmi, din câte se vede, cadoul cuiva s-a rătăcit printre ale noastre. Oare ce era de făcut? Hai să-l deschidem, a propus ursul, adulmecându-l cu nasul lui cel mare. Esmi avea însă o idee mai bună. Hai să o găsim pe iepurică cea poznașă și să-i dăm chiar noi cadoul. Așa că s-au îmbrăcat cu hainele groase de iarnă și au pornit la drum prin zăpadă. Nu merseseră prea mult când au dat peste un indicator. Ca să ajungeți la căsuța iepuricii poznașe, trebuie să urmați cărarea anevoioasă. Cărarea nevoioasă, a spus ursul, căruia i se pusese un nod în gât. Nu-mi place deloc cum sună. Cât anevoioasă poate fi? A spus nepăsătoarea Esmi, ridicând din umeri. Dar vai, cărarea era într-adevăr anevoioasă. În unele locuri alunecai, în altele patinai, iar în alte locuri căteai în fund. Buf! După ce au tot alunecat și au tot patinat, au întâlnit un alt indicator. Ca să ajungeți la căsuța iepuricii poznașe, trebuie să mergeți prin furtuna urlătoare. Ursul era îngrijorat, dar Esmi l-a încurajat zicându-i: cât de tare poate să urle o furtună! Deodată însă s-a stârnit un vânt năprasnic care i-a izbit drept în față, aproape luându-i pe sus. Vrrr, vrrr. N-am putea să păstrăm noi cadoul pentru iepurica cea poznașă, a rugat-o ursul pe un ton deznădăjduit. Sigur că nu, i-a strigat Esmi, încercând să se facă auzită în furtuna care urla furioasă. Curând, vântul s-a potolit, iar ei au ajuns la ultimul indicator. Căsuța iepuricii poznașe se află dincolo de nămeții foarte mari. Avertizare, sunt într-adevăr foarte mari. Când zăpada i-a ajuns fetiței până la genunchi, ursul a luat-o pe umeri și a dus-o așa cât a mai ținut drumul. Drept înainte, spre casa iepuricii poznașe, a strigat Esmi bucuroasă, atunci când a început să se zărească o cabană în care licărea lumina. Ei bine, când au ajuns în sfârșit la căsuță, erau amândoi în culmea fericirii. În primul rând,
pentru că iepurica cea poznașă i-a întâmpinat cu bucurie. În al doilea rând, în căsuță era cald și bine, iar în al treilea rând, când au aruncat o privire în jur, au văzut că săraca iepurică nu primise nici măcar un singur cadou de Crăciun. Așa că ursul i-a dat cadoul și s-au așezat toți trei în jurul lui, curioși să vadă ce era înăuntru. Poate că este un joc amuzant, a spus Esmi zâmbind. Sau bomboane cu mentă, a spus încântat ursul. Dar imaginați-vă ce surprinși au fost atât Esmi, cât și ursul, când iepuroaica cea poznașă a deschis cutia și aceasta era pur și simplu goală, fără absolut nimic înăuntru. În afară de un bilețel scris de mână pe o bucățică minusculă de hârtie. Dragă iepurico, ți-am trimis exact ce ai cerut. Cu drag, Moș Crăciun. Iepurica cea poznașă s-a uitat lung la Esmi și la urs. Apoi a făcut ochii mari de uimire. Abia m-am mutat în noua mea căsuță, a spus ea, și n-am avut timp să-mi fac nici măcar un singur prieten. Așa că anul acesta i-am cerut lui Moș Crăciun un cadou cu totul deosebit. Un prieten adevărat, sau poate chiar doi, care să meargă pe un drum anevoios, să înfrunte cea mai înfricoșătoare furtună și să străbată cei mai mari nămieți, doar ca să-mi fie alături. Așa că vedeți voi, a spus iepurica cea poznașă, zâmbind. Cadoul lui Moș Crăciun pentru mine sunteți voi. Noi? S-a mirat Esmi și ursul, gândindu-se că o coardă sau un titerez ar fi fost niște cadouri mai potrivite. Dar după ce s-au bucurat împreună de un Crăciun minunat, toți trei au fost de părerea că titirezul sau coarda erau cadouri drăguțe. Însă un prieten adevărat era cu siguranță cel mai frumos cadou dintre toate. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe cărți interesante. Citește și crește alături de noi!